Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta cea de negrăit, ai zidit pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemenarea Ta, l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe, ca pe o cinstită făptură cerească spre mărăția și strălucirea slavei și a împărăției Tale, dar El călcând cuvântul poruncii Tale și nepăzind chipul Tău de care eram vrednicit, pentru care răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunerea acestea și acestei negrete legături a Ta, prin vrerea Ta cea dumnezeiască, să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă întru cele din care a fost alcătuit. Pentru aceasta, Ție ne rugăm, Părintelui Celui fără de început și Unea născut Fiului Tău și Preasfântului și Celui de ființă și de viață Făcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de pieire și trupul să se desfacă în cele dintr-o care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată și dacă zura Ta aceasta sub blestemul Tatălui Său sau al Maicii Sale sau sub blestemul ei, de a mărâ pe vreun preot și a luat de la el legătură nedezlegată, de a căzut în grea furisenie de la arhiereu și din nepăsare sau din lenevie n-a dobândit iertare, iartă pe aceasta prin mine păcătosul și nevrednicul slujitorul Tău și trupul ei dezleagă în cele dintr-o care a fost alcătuit, de a sufletul ei îl rânduiește în corturile sfinților. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere ca să dea iertare de păcate, zicând, oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate, și printr și nouă, deși suntem nevrednici din iubire de oameni, ai dorit această putere, dezleagă pe adormită roba Ta, Veronica, de păcat sufletești și trupesc, și să fie iertat și în viacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciunile preacuratei și pururea Fecioarei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne, Dumnezeu! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfânta Ta înviere, cea de-a treia zi cu Harul Tău, ne-ai dorit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor. Și tot așa să fie legate și în cer, cât de dânși pe pământ s-au legat, și să fie dezlegate și în cer, câte de dânși pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin spus la iubire de oameni ne-ai îmbrăcit și pe noi, smeriții, robii Tăi, să fim moșnitorii aceleași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ce se întâmplă în poporul Tău însă, prea bunule împărate, prin noi smeriți și nevrednici Tăi slujitori, iartă adormitei roabei Tale, Veronica, orice a greșit ca om în această viață și iartă-i toate câte a păcătuit cu fapta, cu cuvântul, cu lucrul, cu știința, cu neștiința, cu gândul, dezlegându-o și de legătura pusă în orice chip asupra ei, cu care ea însăși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta prin pisma și prin lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletul ei să se așeze cu sfinții, care din veac au bine plăcuție, iar trupul ei să fie dăruit firii celei întocmite tine că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat sfinților Săi ucenici și apostoli dumnezeieștile porunci, ca să lege și să dezlege păcatele celor căzuți și de la dânși asemenea și noi, am primit putere să facem aceasta, să te ierte pe tine, sora noastră duhovnicească, Veronica, de tot ce ai greșit în viață ca un om cu voie sau fără voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează. Cele ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Măriților și cu tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșe și Dumnezeu părtătorilor noștri, părinți, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și lei tuturor sfinților Săi, sufletul roabei Sale, Veronica, sora noastră, mutată de la noi în corturile dreptilor să-L așeze, în sânul lui Avram să-L odihnească și cu drepții să-L numere, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască, ca un bun iubitor de oameni. Oh!
pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormitei roabei tale, Veronica, sora noastră, și fă-i veșnică pomenire. Păi, Doamne, veșnică, pomenire. Împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.